Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. Astăzi, gala Mireasa, cu surprize, aș spune, dar vreau să încep cu Cristian și Laura, care au trebuit să demonstreze că n-au fost iubiți înainte, deci i s-a dus telefonul lui Cristian, a citit mesajele, n-a fost nimic, așa că s-a lămurit tot. Dar mai are ceva de lămurit cu Laura, deja pot vorbi, s-a terminat interdicția. Oricum, el a spus că nu mai vrea să fie cu ea și acum că e singur, vrea să cunoască și alte fete. N-a zis pe cine anume, dar a zis că nu contează, e în top, nu e în top, știți cum e el, secretos. Vrea să-și vadă de parcursul lui și n-ar vrea să deranjeze. E singur și vrea și el să o ia de la capăt. Laura zice că s-a așteptat la reacția asta lui. Și ea vrea să-și vadă de viața ei, bineînțeles, și că ar vrea și ea discuții cu Cristian. Ar vrea liniște, oricum, asta a spus chiar de la început, că își dorește să aibă un cuplu, doar că o să o doară să-l vadă cu altă fată. Asta nu o să fie pe timp mult. Când o să cunoască pe altcineva, poate intră un băiat, că cei în casa Mireasa, nu, n-are nici, n-au nicio șansă ei cu ea, că e fată frumoasă. Dar să vedem, oricum o să mai vină, abia azi 2 luni au trecut, fix azi sunt 2 luni. O să mai intre și alți băieți, o să mai intre și alte fete, cum s-a spus. Le vom urmări și vom afla. Liviu și Iuliana, știți că s-au certat, ea plânge, e stresată. Nu știu ce tot are, am mai vorbit despre ea, eu nu-mi plac absolut deloc. Și el chiar a spus că nu se vede cu ea afară, așa că ar rupe relația. Întrebată Iulian, a spus că ea n-a știut nici mama lui. A fost o decizie a lui Liviu. Ea a încercat să mai dea vina pe el, știți că așa a făcut tot timpul, e nervoasă. Dar mă bucur că s-a întâmplat așa, mie îmi place de Liviu, de ea nu mi-a plăcut niciodată. Și el crede că e cea mai bună decizie și eu cred tot asta. Dar Iuliana spunea, ar fi vrut să-i fi spus și ei dinainte și mai face pe supărata. Că el a luat decizia singur, nu s-a consultat cu ea. Păi ce mai era de spus? Ce mai aveau? Că nu mai aveau ce să-și mai spună, mai ales că ea în continuu îl tot critica, comenta. După cum v-am spus, nu se potriveau și și-a dat și el seama. Și știți ce, mă bucur că și-a dat seama foarte repede, n-au ajuns să se logodească, să căsătorească, și-a dat seama că afară nu o să meargă și nici nu o să meargă. Cu stilul ăla al Iulianei, nu. Ea a stricat tot, pentru că el a avut băiatul cele mai bune intenții la început, că de asta a și vrut să facă un cuplu. N-ați văzut că era atent cu ea, alții îl mai critică că a vorbit și cu alte fete. Păi nu poți să nu vorbești și cu alte fete și cu alți băieți, n-ai cum să nu, că și ea să tot dădea la Ștefan, să vedem acum, poate să orientează. Dar urmărim și vedem. Alexandru și Cristina, supărați, stăteau pe canapea. Știți că ea se află într-o cursă de eliminare cu Iuliana. A avut o săptămână foarte stresantă amândouă, mai mult Cristina și cu Alex, că ceilalți nu prea le păsa. El tot o încuraja, o lua în brațe. Emoții amândoi aveau și bunica, bineînțeles că și bunica. El se mai stăpânea, dar ea nu prea putea. Am văzut că el, Alex, a și vorbit cu Valentin, cu Liviu. Era și albil, dar era doar de decor, chiar au vorbit de relațiile lor.
Liviu, până să spună în direct, a discutat cu băieții și a spus că e sub semnul întrebării relația lui cu Iuliana. Alex îl sfătuia că să mai gândească, să mai vorbească cu ea. Liviu a spus că a vorbit, nu mai are ce să mai vorbească. Așa că mi se pare că are a luat cea mai bună decizie. Iar Alex, să știți că mie îmi place cuplul lor. Îmi place și cred în cuplul lor și cred în sentiment. Cel puțin până acum asta mi-a dat impresia. Am văzut și familiile lor, să înțeleg. Au venit și a vizitat și familia lui prima dată și familia ei, plus că se înțelege bine și cu bunica. Eu chiar aș vrea să rămână Cristina în casă, pentru că odată despărțiți, bine, ar fi putut să o și cheme peste o săptămână, dar ar fi suferit amândoi. Știți cum face Alex, cum mai are episoadele acestea de furie când ceva nu-i convine. Păi, toată lumea așa. Oricare, cred, când se înfurie, poate să devină violent, așa, să facă lucruri grave, dar puțin așa. Furie mai mult. Alții care s-au despărțit au fost Valentin și Antonia. Oricum nu se potrivea, Antonia nu se potrivește cu nimeni, ea are probleme grave de tot. Are probleme grave, ar trebui neapărat să se ducă și să o vadă niște doctori, niște, nu psihologi, niște psihiatri, pentru că e grav. Ce o aud eu prin casă, cum vorbește și când îi dă explicație lui Valentin, eu nu înțeleg nimica, se contrazice singură, că nu-l mai vrea, ba că-l vrea, un om sănătos la cap nu face asta. Și că nu mai simte să continuă cu el, chiar așa i-a zis, nu mai simt, apoi Valentin normal a zis, păi nici eu nu mai simt, păi ce să mai simtă, pentru că e foarte confuz. Nu-mi plac pe Antonia și locul ei nu e în casa mireasa, undeva la un ospiciu. Acum o să spuneți că e rătăcioasă, dar n-ați văzut evoluția ei din ultimele două luni cum făcea? În continuu tot spunea că suferă de nu știu ce boală, că suferă, că are, că drege. Dacă e bolnavă, să se ducă să se trateze. Asta în caz că se poate, că știți că bolile cu capul nu prea au tratament, de fapt nu au deloc. Apoi Valentin crede că despărțirea lor coincide cu despărțirea lui Marinescu de Laura. Ea n-a negat, n-a zis nici așa, nici așa. Apoi, spre sfârșit, au spus că ei nici nu mai vor să-și vorbească. Mai bine să nu-și mai vorbească, pentru că oricum nici nu prea au ce să-și spună. Pentru că Antonia repetă aceleași lucruri de când e în cunoaștere sau în cuplu sau în ce e cu Valentin. Aceleași lucruri le repetă, până și el și-a dat seama. Până și el și-a dat seama. Plus aceste contraziceri, singură se contrazice. Ce să înțeleagă băiatul? Nu are ce să înțeleagă de la ea. Spre finalul galei, Iuliana și Cristina au fost întrebate ce părere au, niciuna nu voia să plece, bineînțeles. Așa că s-au primit plicurile. Sondajul a fost foarte strâns, 50% cu 46%. A fost votată să plece Cristina, a început să plângă, s-a ridicat împreună cu Alex, a plecat să-și facă bagajul, chiar îmi pare rău. Și știți că a fost, fetele au votat un băiat să plece, care va intra în cursa de eliminare cu băiatul aflat pe ultimul loc. Deci ce au votat fetele, Iuliana pe Dedeș, Antonia pe Dedeș, Maria pe Dedeș, Cristina pe Dedeș, Delia pe Caled, Eliza pe Dedeș, Laura pe Dedeș, Adriana pe Dedeș. Deci Dedeș intră în cursa de eliminare cu băiatul de pe ultimul loc. Așa, mama săptămânii, doamna Mariana, nu știu de ce, topul fetelor e Delia, Cristina și Iuliana, deci Cristina a scăpat. La băieți, Albert, Ștefan și Liviu. Chiar mă bucur pentru Ștefan că e în top, a picat Marinescu, nu mi-a plăcut fața care a făcut-o. Iar Mariana, pentru că e mama săptămânii, a blocat-o pe Maria să nu se apropie de Albert.
cu atât mai bine că am văzut că Albert a început să cam râde de ea, să facă mișto, așa cum i-a spus și Ștefană. Iar băiatul de pe ultimul loc e Khaled, Khaled care s-a așteptat, dar oricum el ar vrea să rămână în casa Mireasa. Mi-a plăcut când anunța locul 2, că de asta a spus locul 1, locul 3 și locul 2 și a spus Cristina. Congruența a început să țipe, apoi Simona Gherghe a plecat în spate. În casa băieților era Cristina și cu Alex, ea plângea. Le-a dat veste, au fost foarte fericiți, s-au îmbrățișat. Deci gala s-a terminat cu bine și chiar mă bucur că s-a terminat cu bine. N-aș fi vrut să plece Cristina. Cam asta a fost despre gală, părerea mea. Vă doresc în continuare după masă plăcută și la revedere!